di essere ospitato nei locali del Centro Nazionale di Studi dell'UNESCO. Ringrazio. Bruno. Sì, buongiorno, anch'io sono particolarmente lieto di, per la prima volta di venire in questa splendida realtà che tanto ne avevo sentito parlare, ma... Am auzit de multe ori vorbindu-se despre România, despre realitatea sa vorbește, adică pentru prima dată când vin aici și sunt foarte încântat să descoper realitatea de aici. Essere qui in un'occasione così importante come la giornata mondiale della poesia. In un'occasione asta atât de importantă per essere ziua mondială a poesiei. Dove la Romania e l'Italia in qualche modo concordano questa si pun d'accordo la meravigliosa arte dell'espressione. C'è mai? L'espressione, cioè della poesia, l'espressione di poesia. Minunata artă, meravigliosa, cred că spun. Nu avem o capitolă cu română. Ok, si pun d'accordo în domeniul ăsta, în altă poeziei. La mia presenza rappresenta un po' l'emigrazione veneziana e veneta e italiana nel mondo. La presenza mia rappresenta un po' il problema emigrazie italiane in lume. E sarebbe una bella cosa che anche gli emigrati che si trovano nei vari paesi del mondo rumeni potessero anche loro avere, come abbiamo noi, una rappresentanza dove si mantiene alto la cultura, l'appartenenza, l'umanità, al rapporto tra persone, l'intelligenza e anche la politica. Ar fi bine ca și reprezentanții emigrației românești, acolo unde sunt, să fie ideal să se manifeste poate în același mod cum se manifestă emigrația italiană, conservând tradițiile, inteligența și așa mai departe. E anche e soprattutto poi, il mondo si traguarda, e l'Europa pure, nel settore dell'economia e quindi anche le buone pratiche che si apprendono nei stati dove vengono accolti possono essere un patrimonio anche per la loro terra. Și mai ales în momentul de față când granițele astea practic dispar în lume și în Europa, ar fi un lucru extraordinar ca bunele practici care sunt de parte sau de alta să fie un patrimoniu, practic să putem beneficia noi de experiența lor, ei de experiența noastră și asta e un patrimoniu foarte bun. Experiența care s-a dovedit utilă să fie practic un patrimoniu. Ringrazio anch'io per essere ospite in questo meraviglioso contesto del memorial di UNESCO, che veramente ci fanno sentire a casa con un'umanità veramente straordinaria, del quale penso dobbiamo essere. Penso che come popolazione, come stato umano dovete esserne orgogliosi. Cred că ar trebui să fiți orgolioși de ceea ce aveți acolo. Vă mulțumesc. Paolo? Buongiorno, questa è una occasione che questa occasione merita semplicemente attenzione. Merita attenzione, forse non è attenzione. E in qualche modo anche alimentare la speranza. Io vengo da un'esperienza lontana, ho fatto tradurre una volta in svedese un grande scrittore nostro che era Ippolito Nievo, le confessioni ho fatto tradurre in svedese 30 anni fa e credo che questa sia poi una strada che va percorsa, quindi tanti auguri con te. Multe urări. Eu am o experiență mai veche de 30 de ani, care am tradus, nu mă fratea, am făcut la traducție în suedez, că l-a tradus din italian în suedez. Un poet. Severo Bachin și după aceea avem la Bunus. Grazie. Sono contento di poter continuare la collaborazione tra l'Italia e la Romania. Continua un percorso iniziato a Venezia, poi fatto di ricerca cultura umanistica, dove ho da tanti anni collaboro. Un cari collaboratore di Fortunza. E che mi ha dato l'opportunità l'anno scorso di essere qui a Potosani in occasione della un'importante giornata della poesia dedicata ancora una volta a Nea UNESCO in occasione della nascita 15 gennaio l'anno scorso. Spuneți și de o oportunitate care am avut anul trecut să fie aici prezent.
la 15 mare când am făcut atunci toate zilele dedicate prin Heminescu. Exact. Ora, că anche in questa occasione și în ocazia asta è venuto questo diritto minerale del Libero. Mi faccio onore perché ho avuto invitazione a sapere. E spero di poter continuare anche. Ci spero se possiamo continuare. Perché ho trovato veramente una grande accoglienza di sensibilità. Ho fatto buona preghiera a due, ma a grazie. Bună seara! Eu o să vă spun doar că pentru mine este extraordinar de ciudat să fiu invitat în România, în țara mea, ca și poet italian, pentru că eu am fost invitat aici ca și poet italian. Sper să vă văd mâine la Itotești, să ne întâlnim acolo și să vă citesc poezie în italiană și în românește. Mulțumesc! Aș să întreb și Lorena Andrieș, care este un fel de român-italian. Nu vreau să fac, scuză-mă doar puțin, ar fi trebuit să vorbesc în italian și te lași pe tine să traduci în românește, văzând că mi-ai uitat. Vă mulțumesc!